aproape de locurile de Europa decât de retrogradare. S-au schimbat însă multe în acest retur, după ce Concordia Chiajna a avut inclusiv o serie de 6 înfrângeri consecutive. Vedem și proteste din partea celor de la Concordia. Astafei are spațiu foarte bun la această fază. Astafei continuă cu o centrare, însă la fel ca și data trecută, direct în brațele lui Niță. Surprins, avansat fundașul stâng al Concordiei Bucurică. Intervenție regulamentară a lui Coșereanu, pasă destul de bună la marginea careului și este un gol marcat până la urmă de Concordia Chiajna, 1-0. Mi s-a părut o poziție neregulamentară din reacția jucătorilor, însă este 1-0 pentru Concordia. Serediuc reușește să-l învingă pe Grahovaț. Da, e poziție regulamentară. Marcaj prea larg al lui Benga. Și Sârghie absent aici. Apare Popescu, însă degeaba. Excelentă finalizarea. Centrarea lui Iorga, minge care cade în fața porții și este 1-1. Reușește Oțelul să restabilească egalitatea după doar 6 minute de avantaj al Concordiei. Cel care înscrie este Benga. Nu se bucură deloc fundașul Oțelului. O fază fixă al 11-lea gol marcat din astfel de faze. Nu este Sârghie cel care reușește să reia spre poartă. Sârg din nou este omul potrivit, la locul potrivit, la fazele fixe ale Oțelului. A reușit să deschide scorul la Brașov dintr-o fază similară. A reușit să înscrie și Stelei în prelungiri tot dintr-o fază fixă. Același lucru face și acum. Putea fi însă mult, mult mai mult. Foarte bine lăsat această minge pentru Neagu. Șutul lui Neagu pe lângă poartă. Frumoasă fază. Fotbal de calitate de la un capăt la celălalt, la acest atac al Oțelului. Iată, Astafei foarte bine lasă Iorga în spate. Neagu cu piciorul stâng nu nimerește spațiul porții. Pierdut pe terenul Vasluiului. Popescu primește mingea într-o zonă foarte bună, șutează, însă se lasă pe spate în momentul execuției. Cea mai des întâlnită greșeală în fotbal, atunci când un jucător trebuie să șuteze. Foarte, foarte bună pasa lui Paraschiv. Zuluf are probleme cu jocul el, foarte bine își preia. Zuluf reușește și centrarea pentru Wellington. Reluare peste poartă. Prima fază cu adevărat importantă în această repriză secundă. Iată, abia în minutul 66. Cu câștigarea titlului. Sârg de unul singur, șut foarte bun. În sfârșit Oțelul expediază un șut pe poartă în repriza secundă. Șutul foarte bun al lui Sârg. E nevoie și de aportul fundașilor. Centrarea lui Marchinios, aici e penalti, aici e penalti, Civancea obține lovitura de la 11 metri, și să vedeți conferință de presă după meci, mai ales dacă Oțelul reușește să înscrie, dar e penalti, s-a văzut de pe fază cum îl trage, apoi îl și împinge jucătorul Concordiei pe Vancea, e împiedicat să joace mingea. Belu este imprudent și cred că va fi și eliminat pentru că are deja cartonaș galben. Da,
Este cartonaș roșu. Niță, un portar de reflex. Iorga, un jucător tehnic. Este gol! Gol pentru Oțelul. 2-1. Victorie obținută in extremis. Iorga devine cel mai bun marcator al Oțelului în acest moment. Îl egalează pe Vilianti și pe Pena, jucători care au părăsit însă echipa în această iarnă. Iată încă o dată faza. Belu îl împiedică într-adevăr pe Vancea să joace mingea. Execuție foarte bună la rădăcina barei în forță. Iorga execută ireproșabil acest penalti. Mai trimite și un suporter o minge în teren ca să încurce și mai mult. Iar Marcel Bârsan fluieră finalul de meci.